de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! Dacă mai poate fi bună o dimineață ca asta, suntem în 3 noiembrie, o dată care trebuie notată în calendar, pentru că, pe de o parte, astăzi avem, mă rog, la ei, când va fi la noapte, va finaliza mâine dimineață alegerile din Statele Unite ale Americii, de unde se arată în nori negri oricine ar câștiga aceste alegeri. Și avem, iată, confirmarea că războiul acela despre care se tot vorbește de ani de zile, el practic a început. Ieri seară, noaptea în Austria, în Viena, au avut loc adevărate lupte de stradă între teroriști și, la început, civili, apoi forțele de ordine. La ora aceasta știm că atacul terorist din Austria s-a concentrat asupra a 6 obiective din centrul Vienei. 3 civili ar fi uciși, al cel puțin 15 sunt răniți, un atacator a fost ucis și acum s-a aflat că era simpatizant ISIS după ce l-au văzut și identificat. Alți teroriști sunt încă în libertate și autoritățile au închis școlile din Viena și au sfătuit pe localnici să stea în casă. Mai grav este că armata a preluat, practic, ordinea în Viena, cel puțin acum, pe perioada aceasta, până vor fi prins teroriștii. Dacă facem legătură între atacurile de aici cu cele din Franța, cu ce se întâmplă în momentul acesta peste tot în lume, cu atacul de la Kabul, observăm că practic ne aflăm într-un război al cărui argument principal este unul religios, musulmanii contra creștinilor, asimilându-i pe creștini toți cei care nu sunt de religie musulmană, practic. De ce spuneam că există o legătură și cu America? Pentru că acolo primele semne ale, să spun eu, lipsei de democrație apar. Donald Trump a anunțat că nu va recunoaște rezultatul alegerilor și că va face tot ce poate ca să-l conteste. Pe de altă parte, sunt foarte multe vești care vin pe diferite canale că militanții, nu se știe exact cui, dar oricum, ca și cum ar fi din partea democraților, se pregătesc să ia cu asalt primării, mă rog, instituții, în cazul în care Biden nu va fi ales președinte, numit președinte ales, că nu mai știi cum era. Până atunci, însă, să încercăm să ne întoarcem un pic la ce s-a întâmplat la Viena, pentru că sunt niște imagini, ele circulă deja pe toate site-urile, sunt niște imagini, poți face imaginea mare dacă vrei, așa, cu practic execuția unui civil de către un terorist. Vă dau aceste imagini, vă rog să vă... Nu, scoate, lasă doar imaginile. Ia uitați, acum apare teroristul, are armă, este un tip atletic, clar antrenat, după cum merge și ține arma și uitați ce se întâmplă. Trage după o trecătoare, nu se vede acum în imagine. Și este un domn aici, un băiat tânăr, care îl vede pe terorist, își dă seama că nu are de unde să fugă sau pur și simplu nu-și mai dă seama de nimic și încearcă să se ascundă după un geam. Teroristul vine, îl vede și, fără niciun pic de șovăială, cu foarte mult profesionalism, îl execută. Priviți mișcarea cu care mânuiește arma. Cât de profesional. Este clar că
avem de-a face cu un tip pregătit, un tip antrenat pentru asemenea acțiuni de stradă, un tip care este obișnuit să ucidă fără să șovăie, dacă asta este misiunea lui. Priviți cât de calm pe o stradă acționează. Este clar, mulțumesc, este clar acțiunea unui profesionist, o acțiune foarte, foarte, foarte bine pregătită de mult timp și o acțiune care își propunea să creeze cât mai multe pagube. Pe lângă pandemie, o asemenea situație ne duce cu gândul la stare de urgență. Stare de urgență care se pare că ne paște, nu numai la nivel național, ne paște la nivelul întregului continent și, îmi pare rău că o spun, dar cred că ne îndreptăm încet, încet spre un război declarat, nu un război nedeclarat, între lumea musulmană și lumea creștină. Este greu de înțeles cum s-a ajuns aici. Probabil că vina aparține în totalitate celor care gestionează lumea, celor care gândesc atât de rece, pentru ei războiul înseamnă rezolvarea multor probleme, pentru ei războiul înseamnă profit și, cum spuneam, își rezolvă lucrurile pe care altfel nu le pot rezolva. Ei vorbesc cu cinism despre o lume suprapopulată, o lume care nu-și mai poate asigura resursele, o lume în care tot mai mult doar elitele ar avea loc ca să trăiască. Lucrul acesta a dus și la crearea multor teorii ale conspirației în legătură cu ceea ce ne deranjează, ne face să nu mai trăim normal noua pandemie de coronavirus. Iată că în România avem tot mai multe orașe mari care se închid. În mod normal ar trebui să închidă, dacă se raportează la acel 3 la mie, cred că toate localitățile din țară, pentru că știm cu toții, toată această statistică este una mincinoasă. Pentru că avem 3 la mie acolo unde s-a testat mai mult. Unde nu s-a testat, nu avem 3 la mie. Este clar că dacă s-ar testa acum mai mult, am avea acest prag trecut fără niciun fel de problemă. De aceea este de neînțeles modul în care acționează câteodată autoritățile centrale, care așteaptă să se întâmple lucruri pentru a statua după aceea ceva ce știau că s-a întâmplat înainte. Adică toți știu că acum avem cazuri mult mai multe, netestate. Spun, păi da, da, zice, da, da, aia înseamnă că se simt bine. Da, dar sunt infectați și duc boala mai departe. Să vină la testare sau să testeze singuri. Până la urmă, știți, suntem noi vinovați că ne îmbolnăvim pentru că nu ne spălăm suficient de des pe mâini. În schimb, nimeni nu este vinovat că s-a spus faceți teste rapide și nu sunt teste rapide, nu este suficientă capacitate de testare pe PCR-uri, lumea nu respectă regulile, dar nici autoritățile nu se chinuie ca aceste reguli să fie respectate. Și așa stau lucrurile. Eu aș vrea să trec spre
invitatul de astăzi, prefectul de Neamț George Lazar, nu înainte de a cita de pe un grup, grupul Prefecturii pentru Presă, în care un mesaj pus aseară sună cam așa. În Neamț, pentru COVID, în ATI, nu mai sunt locuri. Este capacitate zero. Cam de aici pornim cu lucrurile. Încercăm să dăm de domnul prefect. Am vorbit cu domnia sa și în ciuda programului încărcat va intra prin telefon câteva minute. Dacă... Bună dimineața! Dimineața, domnul prefect! Bine v-am găsit în această dimineață, nu foarte bună. Ați văzut ce s-a întâmplat în Austria. Domnul prefect, vorbeam... Nu am văzut ce s-a întâmplat în Austria. Îmi pare rău. În Austria a fost un atac terorist. Azi noapte, 3 oameni morți, foarte mulți răniți. Și acolo armata a preluat ordinea în Viena. A fost un adevărat război pe străzile Vienei. Domnul prefect, trecem din Viena la Piatra Neamț, de fapt în județul Neamț. Spuneam că aseară pe grupul de presă al prefecturii a apărut, pe lângă hotărârile luate, etc., un mic anunț care pe mine m-a făcut să încep misiunea cu el. Vă rog. Faptul că în Piatra Neamț, în ATI, nu mai sunt practic locuri. La COVID, la bolnavii COVID. De aici aș vrea să începem să discutăm, să ne spuneți care este situația din punctul dumneavoastră de vedere în Neamț, mai ales că ieri a fost și acea videoconferință sau teleconferință cu premierul Ludovic Orde. V-aș ruga să ne povestiți despre ce este vorba. Domnul Bănănescu, pe județ, la momentul la care discutăm, avem o incidență de peste 3.000 de locuitori în următoarele localități. Municipiul Piatra Neamț cu o incidență de 4,53, orașul Picaz o incidență de 3,96, comuna Moldoveni 3,94, comuna Girov 3,90, comuna Alexandru cel Bun 3,43, comuna Dumbrava Roșie 3,40. Toate aceste localități, despre care am amintit puțin mai devreme, sunt în scenariu roșu. Ultimele două, Dumbrava Roșie și Alexandru cel Bun, intrând de dimineață de la 8, fiind sistate cursurile față în față la școală și trecându-se pe sistemul online de predare și respectiv celelalte măsuri care se impun la scenariul de peste 3.000 de locuitori, însemnând tot ce înseamnă domeniul Horeca în spațiu interior, fiind suspendată activitatea, fiind permisă doar în spațiu exterior. Suntem cu cele două comune, Tarcău și Tașca. În dimineața, noaptea aceasta, dimineață, mâine dimineață la ora 5, el este din carantină și sunt cu o incidență de sub 2.000, sens în care se vor relua și activitățile didactice în scenariu galben sau verde, cum va propune inspectoratul școlar. Vă întrerup un pic, domnul prefect. Deci, practic, la Tașca și unde ați mai spus, la Tarcău și Tașca, primele localități intrate în carantină, carantina și-a produs efectele. Aspecte aici. Pe de-o parte și carantina și-a produs efectele, este corect, și măsurile luate anterior carantinării celor două localități, respectiv închiderea tuturor capacităților Horeca, normele cu privire la sistemul online de predare și celelalte măsuri care le-am luat anterior stării de carantinare, au produs și ele efecte în timp, plus măsurile din perioada de 2 săptămâni de carantină au produs efecte. La momentul ăsta, ambele localități sunt sub 2.000 de locuitori ca și incidență. De mâine dimineață la ora 5, ele ies din carantină și se va relua activitatea în mod normal, inclusiv pe zona de învățământ. Așteptăm propuneri de la ISJ astăzi, ori în scenariu galben, ori în scenariu verde, se va relua învățământul. Și, sigur, activitățile curente vor fi reluate în condiții de normalitate, fără interdicții suplimentare, deși inclusiv tot ce înseamnă Horeca și reactivitatea, capacitățile de cazare din zonă își iau activitatea în mod normal, adică se redeschid. Da, vă rog să continuați. V-am întrerupt doar ca să atrag atenția asupra faptului că acolo unde s-au luat măsuri, a scăzut rata
spre deosebire de alte locuri. Da, vă rog să continuăm. Corect. Singura localitate din județul Neamț care crește în continuare este municipiul Piatra Neamț. A ajuns la o rată de 4,53 în cursul zilei de ieri și să așteptăm datele de la Direcția Sănătate Publică de astăzi. Dacă la municipiul Piatra Neamț lucrurile vor continua și cazurile pozitive vor continua să crească și dacă vom ajunge la o incidență de aproximativ 6 la 1000 de locuitori, există probabilitatea în zona de 6 la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile să intrăm pe opțiunea de a carantina municipiul Piatra Neamț. Este o veste proastă. Am spus dacă ajungem la 6 la 1000. Asta au fost recomandările când m-ați întrebat teleconferința de ieri. De discuțiile de cu videoconferința de ieri cu premierul. Asta au fost una din temele abordate, că acolo unde localitățile cresc peste 3 la 1000 și ajung într-o zonă de aproximativ 6 la 1000 de locuitori, să împreună cu Direcția Sănătate Publică să luăm în calcul posibilitatea de carantinare localităților, indiferent de mărimea lor. Da, domnul prefect, capacitate. Este o propunere iarăși a premierului de ieri și a CNSS-ului, este în fază de discuție, urmând a fi aprobată de comandat acțiunii de domnul Arafat sau respectiv prin ordonanță de guvern dată de premierul Ludovic Orban, ca în toate localitățile unde avem o rată de infectare de 1,5 la 1000 de locuitori să devină obligatorie purtarea măștii în aer liber în toate spațiile din aer liber, nu doar în zonele aglomerate cum suntem astăzi. Da, asta înseamnă practic aproape peste tot. Așteptăm să vedem hotărârea CNSS-ul sau respectiv hotărârea de ordonanța de guvern pe care o va da premierul și în funcție de aceasta, în cursul acestei săptămâni, vom lua o decizie a Comitetului Județean de Situații de Urgență pentru a institui și la nivelul județului Neamț obligativitatea purtării măștii de protecție. Domnul prefect, care ar fi motivele pentru care la Piatra Neamț, bănuiesc că s-a discutat în Comitetul Județean, care ar fi motivele pentru care la Piatra Neamț avem această creștere? Școlile se fac online, deci acolo a scăzut posibilitatea de a spune că e un factor de transmitere. Municipiul Piatra Neamț, dintre toate orașele din județul Neamț, este municipiul reședință de județ, unde lucrează foarte multă lume care vine și din mediul rural apropiat municipiului Piatra Neamț și există o zonă, dacă vreți, care înseamnă Piatra Neamț și zona adiacentă lui Piatra Neamț, care crește în ultima perioadă, probabil și contactelor foarte frecvente dintre persoane, sunt toate instituțiile de concentrate în municipiul Piatra Neamț, populate cu foarte mulți lucrători și probabil și interacțiunea umană duce la o creștere în această zonă. Și transportul în comun, probabil. Și transportul în comun, asta a fost un al doilea subiect abordat ieri în videoconferința cu premierul României, care a cerut tuturor instituțiilor vizate, respectiv prefecturilor și sub coordonarea prefecturilor, Inspectoratul Județean de Poliție, Poliție Rutieră și ISCTR să întețească controlele pe tot ceea ce înseamnă respectarea normelor de distanțare socială, purtarea măștii, pe mijloacele de transport în comun, atât pentru zona de învățământ, unde vorbim de transport în comun, și cât și pentru transportul în comun care este asigurat pentru unitățile de producție, pentru fabrici sau alte zone. În sensul în care noi oricum suntem în verificări de ceva timp, de bun timp pe zona de transport, dar verificările vor fi întreținute începând de în această dimineață pe tot ceea ce înseamnă traseele stabilite în județul Neamț. Da, deci iată că eu zic totuși că poate aceste măsuri ar trebui luate un pic cu mai multă fermitate, nu numai pe zona transporturilor, ci și în zona marilor aglomerații, adică cei care sunt în măsură să facă controle, să le facă, nu să bată duba cu cei care sunt prin zone aglomerate sau să, mă rog, să se facă că fac controle. Și în Piatra Neamț chiar este o problemă acest lucru.
Pentru că sunt zone aglomerate, gen piețe, zone, știu eu, unde masca este, cum să spun, obligatorie, dar opțională. E obligatorie purtarea măștii în zonele aglomerate, piețe, oboare, târguri. Dar se face opțional. Am fost și eu și în Piatrani, și în municipiul Roman, și în Târgu Neamț. Am văzut foarte multă lume care poartă mască, am văzut și persoane care nu poartă mască. Structurile de poliție, că am avut și în cursul zilei de ieri și voi avea și astăzi discuții nou cu reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție și Inspectoratului Județean de Jandarmi pentru a întreți controlele. De altfel știți foarte bine că poliția locală este subordonată în stare de alertă poliției naționale și împreună cu poliția locală aceste controle se vor intensifica. Nu vrem să fim nici să ne transformăm acum în paznici efectiv și a crea o stare în societate că... Aveți dreptate, domnul prefect, dar scuzați-mă. Este urmărită, că e păzită, că imediat cum nu poartă mască aplicăm o amendă, doar că riscăm să creștem pe zona de Piatra Neamț și atunci controlele în mod clar se vor intensifica, iar și cei care participă în acțiunile de control nu vor mai da dovadă, ca să zic, de clemență sau de înțelegere prea multă în legătură cu obligativitatea purtării măștii. Da, semnale dinspre celelalte localități mai mari, Roman, Târgu Neamț? Romanul și Târgu Neamț sunt într-o zonă de sub 2 la mie la momentul ăsta. Există undeva o situație a testărilor, adică se testează mai puțin în zona Roman-Târgu Neamț decât la Piatra? Și de aceea crește numărul la Piatra Neamț? Adică știți cum e? Eu știu că testarea se face la atunci când omul are un simptom, vine sau e trimis, mă rog. Dar există și testarea aceasta voluntară de multe ori. Nu știu. Se testează mai puțin în zona aia? Pentru că e greu de crezut că doar la Piatra Neamț avem această rată. O să rog pe cei de la Direcția Sănătate Publică să facă o... E foarte corectă întrebarea dumneavoastră, să facă o verificare pe tot ceea ce înseamnă laboratoare private, spitale sau alte laboratoare care sunt în contract cu laboratoare din județul Neamț pentru a vedea gradul de testare a populației. Eu știu că și la Spitalul Târgu Neamț și Spitalul Roma și Spitalul Județean Piatra Neamț au aparate real-time PCR și se testează în fiecare zi. Știu că și în Roman și în Piatra Neamț sunt, cred că, două clinici private care efectuează teste pentru coronavirus, plus tot ceea ce înseamnă persoanele care sună prin 112 și Direcția Sănătate Publică face testare și trimit la Iași sau respectiv la Sinevo și așteaptă rezultatele. Populația din Piatra Neamț, în mod clar, e o populație mult mai mare decât în municipiul Roma sau atât mai mult și în municipiul... De aceea și incidența. Incidența asta 4 la 1000 înseamnă mult. Știți că e populație mai mare. E și populație mai mare, sunt de acord cu dumneavoastră, repet. Gradul de interacțiune, din punctul meu de vedere, în Piatra Neamț, între persoane, este unul mai ridicat decât în municipiul Roman sau orașul Târgu Neamț, fiind toate instituțiile publice deconcentrate cu sediile principale, inclusiv Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Școlar Județean, Spitalul Județean, adică avem încadrați în muncă mii de oameni la instituțiile publice deconcentrate față de orașul Târgu sau municipiul Roman, unde în mod clar numărul celor care lucrează în instituțiile publice este net inferior. Probabil și de aici, din zona asta de interacțiune în instituții, vine un grad suplimentar de îmbolnăvire. Asta este o părere, cred că o părere corectă pe care o exprim. Domnul prefect, în lipsa altor informații, pentru că, din păcate, informații ar trebui să fie publice. Noi nu mai insistăm de mult, ne-am plictisit noi. La ce anume vă referiți? Deci, nu mă refer la prefectura aici. Deci mă refer la faptul că, de exemplu, lumea nu știe în momentul acesta dacă în spital au ajuns, că s-a vorbit despre teste rapide, dacă în spitalele din Neamț au ajuns sau nu au ajuns teste rapide, dacă există măști suficiente în școli.
Bine, școlile din Piatra Neamț sunt în scenariu roșu, dar în restul județului. Din datele care le am la acest moment de la Inspectoratul Școlar Județean, știu că sunt asigurate și nu mi-au fost ridicate sau semnalate probleme cu privire la lipsa materialului dezinfectant sau a măștilor în unitățile de învățământ. Și discuțiile astea le-am avut, cred că zilnic, cu domnul inspector general Obreja, care are o situație zilnică la tot ceea ce înseamnă sistem școlar. Mergând mai departe, consider în mod normal, cum ați precizat și dumneavoastră, eu ca și reprezentant al instituției prefectului în județul Neamț, consider că în fiecare zi și ori de câte ori a fost cazul, am dat către presă și, sigur, prin intermediul dumneavoastră a presiei către populație, toate informațiile pe care le-am avut la dispoziție cu privire la tot ceea ce înseamnă gestionarea situației de pandemie coronavirus. Mai departe, consider că și Spitalul Județean Neamț, poate Direcția Sănătate Publică, ar trebui să-și eficientizeze modalitatea de transmitere a datelor și de a ține o legătură corectă și cu o frecvență cât mai mare cu instituțiile de presă pentru a informa corect. Nu poate doar prefectura să se substituie tuturor acestor entități și să luăm noi toate datele de peste tot și să le oferim presei. Noi am oferit toate datele ori de câte ori a fost nevoie și oricum și în fiecare zi facem raportare către presă. Ar trebui și Spitalul Județean să aibă o modalitate corectă de a da presei informații. Da, la Spitalul Județean Neamț, ieri, în cursul zilei de ieri, patrulele de la terapie intensivă erau pline, nu toate persoanele, cred că 5. Nu erau ventilate toate, da. 5 persoane erau pe ventilație mecanică, restul erau doar pe ATI, pe oxigen sau în alte forme de tratament. Da. Domnul prefect, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Acum, lăsând la o parte lucrurile grave, mă bucur că sunteți steafăr după ziua de ieri, că știu că ieri ați avut o întâlnire de gradul zero la instalarea Consiliului Județean. Da, dacă vreți, vă povestesc și despre... Nu, nu, eu mă bucur că sunteți steafăr și nu sunteți trosnit. Am înțeles și mulțumesc. De asta nici nu v-am invitat astăzi, că mi-era frică să nu veniți cumva cu vreun plasture, cu vreo urmă. Am zis că vorbim prin telefon. Vreau să vă spun că din cele 83 de localități din județul Neamț, am terminat instalarea până la acest moment în 80 de localități, mai având astăzi ultimele 3 localități la care particip, Comuna Doljești, Comuna Ion Creangă și Comuna Borlești. Și ieri, într-adevăr, la ora 16 s-a făcut depunerea jurământului, instalarea Consiliului Județean și a domnului președinte depunerea jurământului la Consiliul Județean. A fost o atmosferă, din punctul meu de vedere, solemnă. O consider transparentă și lucrurile au fost gestionate pe ansamblu cu bun simț. Au vorbit reprezentanții ai partidelor politice, au luat cuvântul, am luat și eu cuvântul, președintele ședinței și respectiv președintele Consiliului Județean, atmosfera a fost una normală, corectă, interinstituțională. Sper ca și pe viitor o atitudine în care să primeze bunul simț în relația între cele două instituții, respectiv prefectură și Consiliul Județean, să fie într-o notă de civilizație pentru următoarea perioadă, așa cum de altfel este și corect. Am spus și ieri în plenul Consiliului Județean că eu personal consider, chiar dacă există diferențe de opinii între persoane, între conducători de instituții, asta este un drept democratic câștigat de oamenii care au ieșit în stradă în 89 și parte dintre ei au și murit în 89. E un drept câștigat să avem păreri diferite, dar părerile diferite trebuie să le exprimăm întotdeauna, din punctul meu de vedere, într-o notă de civilizație, cu bun simț și cu cuvinte care să ni le căutăm bine, în memorie, în vocabularul pe care îl uzităm, pentru a nu crea, eu știu, disconfort și pentru a nu da motive de ulterior ca cetățenii, presa, dacă vreți, să poată să
arate cu degetul într-o zonă în care nu e folosit un limbaj corect. Eu consider că civilizația trebuie să primeze întotdeauna, chiar și atunci când sunt idei sau percepții diferite. De altfel ați văzut, și o să vă trimit și un material, ați văzut că spitalul de la Lescani, vestitul spital, a ajuns de la, vă spun imediat, 250 de paturi, cât era, da? Da, a ajuns undeva de la 13 milioane de euro la aproximativ 10 milioane de euro. Era 13,4 prima dată, a ajuns undeva la 10,7 milioane de euro. A scăzut prețul? Se pare că a scăzut puțin, da, iar unitatea de la 256 de paturi licitate inițial a ajuns să aibă doar 118 paturi. Și contractul care se dorea că într-o perioadă de aproximativ 3 săptămâni, zicem o lună, trebuia finalizat de firma care a contractat, o firmă turcească, SDI Global LLC, în loc să furnizeze în aproximativ 27 de zile echipamentele, au furnizat în termen de 5 luni echipamentele. Doar că această firmă care a întârziat 4 luni peste termenele prevăzute contractual, nu s-a socotit în dauna ei nicio penalizare. Ceea ce, din punctul meu de vedere, e cel puțin interesant, acest aspect. Da, dar măcar în momentul acesta avem șanse ca din neamț să trimitem acolo bolnavi? Că am înțeles că se tot discută, nu știu ce se mai negociază. Probabil că din alea 10 milioane s-au socotit că cele 3 de la neamț nu s-au cheltuit și atunci nu mai trimitem bolnavi, sau cum e? Eu, din datele pe care le am, nu știu să avem pacienți. Nu, iar nu erau, din câte știu. Asta știu și eu. Nu știu să fie pacienți care să fi fost transferați de la Spitalul Județean Neamț COVID la Spitalul Lescan, tot suport COVID. Cu atât mai puțin paturile de, sau zona de terapie intensivă de la Spitalul Lescan, conform declarației Ministrului Sănătății, vor putea fi date în folosință undeva în aproximativ 2 săptămâni din cauza problemelor tehnice de la zona de oxigen. Spitalul la momentul ăsta poate asigura de la Lescan, poate asigura tratament pentru bolnavii cu forme ușoare, forme medii de COVID. În preponderent sunt internați acolo pacienți din județul Iași. Din județul Neamț noi nu avem niciun transfer făcut la acest moment către spitalul de la Lescan. Avem un transfer, dar este bancar. Transferul bancar, asta e altceva. Deci avem un transfer, dar bancar. Da, mai departe, Spitalul Județean Neamț are capacitate la acest moment de a primi pacienți, pentru că știți că de săptămâna trecută s-au modificat normele și pacienții asimptomatici nu mai sunt tratați în spital, se tratează acasă și țin legătura direct cu doctorii de familie. Doar în cazul în care starea lor de sănătate se schimbă sau apar probleme mai grave, atunci ei sunt preluați de ambulanță și internați la Spitalul Județean. Altfel, pacienții fără probleme sau cu forme ușoare sau asimptomatice se tratează acasă prin îngrijire și sfaturi pe care le primesc de la doctorii de familie. Astfel s-a descongestionat, ca să zic așa, zona de spital județean de a încărca spitalul. În spital vor ajunge persoanele în general cu forme medii sau forme grave. Severe. Da. Da, vă mulțumesc tare mult, domnul prefect, pentru și eu. Vă doresc sănătate și să ne vedem, să ne vedem cu bine. Mă bucur că sunteți întreg, încă o dată. La revedere. Mulțumesc. Da, deci ne-am liniștit, prefectul George Lazar a trecut cu bine peste șocul instalării Consiliului Județean, n-a fost trosnit de data aceasta, din păcate aveam un filmuleț, vreau să vi-l pun, dar mi-a căzut bateria la calculator și nu mai pot să pun, era o mică joacă făcută de cineva, apropo de această instalare, un mic trucaj, da, poate altă dată. Revenind la lucruri serioase, ați auzit. Dacă crește numărul de cazuri în Piatra Neamț și ne apropiem de cifra 6, ne paște carantina. La cum merg lucrurile și la câtă inconștiență există în momentul acesta, în instituții, în zonele aglomerate,
La câtă inconștiență au unii care spun, domne, nu există și eu mă duc și dau cu capul, probabil că într-o săptămână ne apropiem de 6, dacă lucrurile merg așa. Să spunem că nu sunt șanse, clar, ca școala să se reia în scenariu verde sau care o fi fost el galben, în Piatra Neamț și probabil nici în localitățile din jur. Așa că ar fi bine ca cei care se ocupă să gândească dacă toți elevii au ce le trebuie pentru școala online și să se ocupe ca lucrurile să meargă atât cât se poate bine, pentru că este foarte greu altfel. Revenind la început, la ceea ce spuneam la începutul emisiunii, ne pregătim, oameni buni, de vremuri extrem de grele. Ați văzut ce a fost în Austria, ați văzut ce a fost în Franța, nimeni nu garantează că acestea lucruri nu se vor mai întâmpla, ba, tot mai mulți garantează că ele se vor întâmpla din ce în ce mai des și încet, încet ne îndreptăm, se pare, spre un haos. Ne oprim aici, vă dorim cele bune, sănătate și sperăm ca în zilele următoare să venim cu vești mai bune. Mâine, dacă totul este în regulă, vom purta un dialog cu directorul DSP Neamț, domnul Radu Firăstrău, pentru că DSP-ul, eu spun că acum, este cea mai importantă instituție din județ. Ne oprim aici, cele bune, numai bine!